Salutare cângurușilor, de-abia m-am trezit și bam, am văzut că a explodat internetul. Ce credeți că s-a întâmplat? Distrag între Conacu și stresul. Conacu i-a dat distrag lui stresul. Bă, vă vine să credeți? Distrag între Conacu și stresul? Da? Și eu sunt uimit și gen, sunt foarte, foarte curios ce s-a întâmplat acolo, mai ales că a lucrat Watcher și Nelly acolo la dis. Și n-a ieșit Conacu, amândoi sunt prieteni cu mine, deci acum n-am cui să-i țin partea. Trebuie doar să fiu, știi ce zic, transparent, să mă uit acolo la ce s-a întâmplat. Mamă, i-a dat distrag lui Stăpino, nu vine să cred. Schimbăm scena și mergem direct la distrag. Hai să vedem. Nelly, Watcher. Ok, din ce în ce mai bine. Wow, l-am pus pe hârtie igienică. Băi, l-ai pus pe hârtie igienică. Mamă, ce să urmeze pe internetul ăsta? Vă dați seama că vine replică și din partea lui Stăpino. Ok. Gen, ce hârtie alegi? Asta cu Stăpinul. Bitul e frumos rău. Ha, strânge poze cu stresul și le bagă la stresul. Când intru eu în lumea de energie, da. Sucufăm fiște că facem gălăgie. Bam. Versul meu care creează universul. Conacu-i relaxat, gata să alunge stresul. Boom. Am venit cu flow la nebun. E bine! Conacule e cel mai mult. Yes! Am venit acum ca să o dau la microfon. Să-l băgăm în Pokemon, ce faceți Pokemon? Care e costumul ăla cu Pokemon? Nu era un țepător de la început. Îmi pare rău dacă ce spun cumva te supăr, dar tu ai crescut numai pe spate la YouTube. Ai leu, mamă. Uailo, ce o să iasă după replicile astea, Conacule? Dar ce replici? Ai face orice ca să ajungi subiect de trend. Data mea l-a făcut în gură, nu și mojen. Data mea l-a făcut în gură, nu și mojen. Doar sfârcurții l-am luat în gură? Eu cred că ne-am și pupat pe gură, dar mi-a ieșit herpes și am stat cu aciclovir pe la gură vreo 4 zile, ești nebun, așa, herpes. Aveam coșuri pe bube după ce ne-am pupat toți într-un noi pe acolo, dar hai să lăsăm live-ul ăla să fie uitat, că a fost un caritabil foarte frumos, în care am strâns 10.000 de euro sau cât a sus pentru copilul ăla. Mi-a luat foc în gură, tot și imogen. Te dai băia pe net, faci calculatoare. Dar ce-ar fi dacă am stat să calculăm țepele tale? Mamă, dar ce replici inteligentă, foarte, foarte frumos. Teles acum, de ce mereu por șapcă? Ai furat-o și pa mea, îți place să dai japcă? Japcă, Stăpinul. Mă jurai mereu și apoi vorbele lui. Ești doar oficat, fiindcă am live-uri mai blană. Știe lumea toată că cel mai nebun de fel. Dacă aveai scaun la cap, îți băgam sabia. Eu le simt așa înțepătările astea pentru că am fost acolo. Asta cu scaunul a fost pe live-ul lui Stăpinu când am făcut atunci caritabilul ăla. Și era un scaun din ăsta de colecție limitat. Și nebunul ăsta cu Ion a început să bage. I-a distrus la scaunul, deci astea sunt înțepături din alea. Știi că nu ți-o dau cu gură. Dar oricum sună bine rău. Wow. Wow. Wow, alo, well. Cred că ți-am scuipat apă în gură. Dacă vrei bif, ești doar aperitivul. Nu te salvează ghecii și nici un bețivu. Ia zi, te așteptai să te bubuiu cu rima. Să râdă toți de tine după iar în colentina. Și dacă visezi să mă faci pe viitor, când vreodată bărataților ai un content varză, stai și sună zi, foarte la bine. Telefon, ești pe lung, pe Counter Strike. Și toată lumea stă omor în jur, oamenii de morți prin jocuri, frate, ăsta-i stresul. Ești frustrat și de-aia n-ai cum să ajungi vreodată next. Omorâți-mă cu perna. Mamă, ce replici. Păi ce faci, măi, Stăpine? Te-ai pierdut cu firea și acum nu te simți bine? Credeai că mă joc și acum nu poți da frică? Singurel, 30 de ani, fără gagică, dar... O să urmeze distrag din partea lui stresul 100.000 de 100.000. 1-0 deocamdată, dar o să fie 1-1 sigur. Și mam, singurel la 30 de ani, fără gagică. Take that. Stai, ești misogin și înjur femeile. Când noaptea tu te îmbrațe numai cu ideile. Ți-am dat-o rău de tot să te văd acum ce vibe. O să ai când ne vedem la Jackie pe live. Ai scăzut de tot, dar stai să vezi de acum. Vine lumea doar să spună că eu sunt mai bun. Îți fac promovare și trebuie să mulțumești. Începând de astăzi, lumea știe cine ești. Tot nu mă opresc, mi-a mai venit o rimă. Asta doar că mi-ai strâmbat bara de la mașină. Și dacă vrei să-mi dai un dis, e greu cu Conacu. N-are conversație furnica cu Bocancu. Vezi, doamne, te-a strivit stresul, știi ce zic? Ci că te-a strivit. Rămâne la latitudinea voastră dacă l-a strivit pe stresul.
Da, o să vină și replica lui ăsta, să vă dați seama. Bă, dar sună bine, mă, sună bine și arată și bine clipul, e, e tot ce trebuie, e ce trebuie. Unde e furnica, stresule? Bărataților! Ai un cont în varză, stai și țip la telefon. Ești pe lume, pe Counter-Strike și toată lumea stă omor. În jur oamenii de morți prin jocuri, frate, ăsta-i stresul. Ești frustrat și de-aia n-ai cum să ajungi vreodată Nexus. Știi că mă joc cu tine, stresule? Mamă, a tras și apa. A tras și apa, mă. Bă, ce să zic? Foarte, foarte, foarte tare. Băi, Conacule, ți-ai deschis cariera în rap, să zic așa. Ce să zic? Extraordinar, se vede că a lucrat Watcher acolo, că a lucrat Nelly, că ai lucrat și tu. Rămâne să așteptăm partea lui Stresul și vă las distra în descrierea la canal. Un like și un comentariu dacă v-a plăcut. Subscribe, vă pup și vă iubesc. Mai multe nu pot să zic, să nu se supere stăpinul pe mine sau Stresul sau Conacu. Să aveți parte de o zi bună.